confunda hotărârile tale. Voi merge, voi face. Vă aduceți aminte ce spunea Iacov în epistola lui? Voi care ziceți, mâine vom merge, vom face, ne vom îmbogăți, vom realiza, vom avea succes. Și nu știți că viața este ca un abur care apare puțintel și piere. Ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul. Scriu foarte multe texte cu frații slujitori când comunicăm, fie datorită unor vizite pe care le facem, unor întâlniri pe care le programăm. Și aș vrea să vă spun că pe măsură ce m-am întâlnit cu viața și am experimentat viața și am experimentat și credința, nu mai pot să scriu, oricât de grăbit aș fi, nu pot să scriu un text fără să spun cu ajutorul Domnului, dacă va vrea Domnul. Aproape că am dezvoltat acest limbaj automat, însă mi-e frică să scriu. Sigur o să vin. Da! Mi-e frică să nu-L supăr pe Dumnezeu, să creadă Dumnezeu că m-am erijat într-un Dumnezeu al vieții mele și că decid în dreptul meu, hotărăsc în dreptul meu, fără să țin cont de El.